Elevii din clasa a 8-a au susținut astăzi prima probă a simulării evaluării naționale. Este vorba despre proba la limba și literatura română. Ce subiecte au fost, dar și care sunt noutățile în organizarea acestei simulări, știe Iulia Dumitrașcu, colega mea. Bună ziua, Iulia! Ce știi? Ești în direct! Bună ziua și bun găsit tuturor! Așa este, astăzi elevii claselor la 8-a au susținut simularea evaluării naționale la limba și literatura română. Examenul a început la ora 9, au avut la dispoziție 2 ore pentru a rezolva cerințele date. Ce s-a dat, pentru că aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor? Ei bine, au avut 2 texte din autori români contemporani și în baza acestor texte de rezolvat mai multe cerințe. Am stat puțin mai devreme de vorbă și cu tinerii, care, bineînțeles, s-au împărțit în 2 tabere. Cei care mi-au spus că a fost destul de ușor și cei care, bineînțeles, se așteptau să fie mai ușor de atât. Bineînțeles, vă spuneam, vorbim de o simulare, mai au timp la dispoziție să se pregătească pentru examenul propriu-zis. Dar mai multe detalii despre noutățile din acest an, pentru că ne-am obișnuit deja, fiecare an școlar vine cu ceva nou, ne va da astăzi domnul inspector școlar general adjunct Cosmin Hogea. Bună ziua și vă mulțumim pentru prezența în jurnal. Spuneți-mi întâi de toate, anul acesta, ce a adus nou când vine vorba de, iată, simulare? Da, bună ziua! Sigur, de anul acesta avem un nou mod prin care examenele vor fi susținute și evaluate în special. A apărut ca și noutate modul acesta de scanare a lucrărilor și încărcate într-o aplicație electronică care prevede distribuirea automată la profesori din centrele de evaluare din țară a lucrării, astfel încât profesorii respectivi să primească lucrările scanate într-un timp relativ scurt și, bineînțeles, cu multă economie la deplasarea lucrărilor. Ce altceva mai avem nou? Putem spune că sunt foarte multe noutăți, începând cu scanarea lucrării, distribuirea, încărcarea pe platformă și, bineînțeles, corectarea pe un borderou electronic a lucrării, totul este nou. Practic o corectare digitală, la ce ne ajută toată această digitalizare? Secretizarea lucrării se face și ea în mod automat în sistem, nu? Cu ce ne ajută? Eu zic că sunt foarte multe câștiguri. În primul rând, faptul că lucrările ajung la destinație, la centru de evaluare foarte rapid, cu economie, cu, să zic așa, mai puțin personal implicat în deplasarea lucrărilor. De asemenea, evaluarea se face mult mai ușor pentru că am vizualizat acest mod de corectură și în toamnă la examenul de bacalaureat, unde s-a folosit aceeași tehnologie. Nu este o noutate absolută pentru mine sau pentru colegii mei, care facem parte din Comisia Județeană de Evaluare Națională, dar sigur că și cei de la bacalaureat. Am avut experiența, am examenul de bacalaureat, am avut posibilitatea să formăm cadrele didactice și persoanele de contact din centrele de examen pentru ca astăzi să putem avea o probă fără dificultăți și fără probleme. Este proba de evaluare națională, chit și simularea, una greoaie? Cum vi se pare? Sau subiectele sunt făcute de așa natură încât toată lumea să se poată descurca? Subiectele sunt oarecum puțin mai asemănătoare cum vor fi, sau mă rog, foarte asemănătoare cum vor fi la examenul din vară. Trebuie să ne pregătim toți, inclusiv profesorii, pentru modul acesta de susținere a probei, elevii de asemenea să reușească și să conștientizeze dificultățile, dacă mai au, în parcurgerea materiei și să insiste acolo unde mai este nevoie. Spuneți-mi, vă rog frumos, cât de importantă este nota obținută la simulare și dacă ea este sau nu trecută în catalog. Sigur, ea în mod oficial nu este trecută, dar dacă se solicită în mod special de către candidat și respectiv de către părinte, poate fi trecută în catalog.
Vă mulțumim tare mult pentru informații. O să vreau să vă mai spun câte ceva. Este astăzi a fost desfășurată prima probă, vă spuneam, la limba și literatura română. Urmează mâine la matematică, iar mai apoi la limba și literatura maternă. Iar apoi, în data de 20 februarie, toți elevii vor afla notele. Important de menționat este și faptul că la nivelul întregii țări susțin în aceste zile simularea evaluării naționale aproximativ 200.000 de elevi. Momentan acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Mulțumim, Iulia, pentru informații. Doi soți din Suceava au murit azi dimineață după ce un incendiu a izbucnit în apartamentul lor. Totodată, mai multe persoane au fost evacuate din bloc după ce fumul necăcios a inundat casa scării și apartamentele învecinate. Dar Delia Sândulache ni se alătură cu toate amănuntele despre acest caz. Delia, te ascultăm. Ce știi? Bună ziua! Bun găsit, vecinii au fost cei care au sunat la 112, pompierii au ajuns acolo în câteva minute și au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. În apartament însă nu se mai putea respira, iar cei doi soți au fost găsiți inconștienți. În ciuda eforturilor, medicii de la Smurd nu au mai reușit să îi salveze. Alți 16 locatari s-au autoevacuat până la venirea pompierilor, pentru că era fum atât pe casa scării, cât și în celelalte apartamente, iar alte 5 persoane au fost evacuate de salvatori. Se pare că cei doi soți de 80 și 84 de ani ar fi avut o veioză pe care o țineau aprinsă în permanență și de la aceasta ar fi pornit incendiul, spun pompierii. În plus, în apartament erau depozitate foarte multe lucruri care au luat foc imediat. Acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumim pentru informații. Zăpadă din belșug și multă distracție. De asta au avut parte toți împătimiții sporturilor de iarnă care au ales să-și petreacă o zi la munte. Iar când vine vorba despre cele mai apreciate pârtii ale anului, cea de la Satul Mare câștigă detașat, pentru că are prețuri mici și nu e aglomerat. Cea mai bună părtie din județul Satul Mare și pot să zic și Baia Mare. După 30 de ani de lucrări, pârtia din județul Satul Mare apare oficial pe harta destinațiilor de weekend. La nicio lună de la inaugurare, Luna Șes este vizitată de împătimiți ai sporturilor de iarnă din toate colțurile țării. Chiar acum am venit prima dată, e foarte fain. Prima tură de pârtie. Un pic e ceață, dar e ok. Schiorii s-au bucurat de zăpadă din belșug și temperaturi perfecte care nu au scăzut mai mult de 0 grade Celsius la cota 1206. Merită venit, pârtia e dreaptă, nu e denivelată, e ok. Un alt atu al comorii neștiute din Satul Mare este că schiorii nu sunt nevoiți să stea la cozi interminabile. Stradul de zăpadă undeva sus măsoară undeva la vreo 70 cm, aici jos se menține undeva la vreo 50 de centimetri este, deși pare zăpada murdară, dar nu se poate schia în condiții optime. Chiar vorbeam cu schiorii care îi întâlnesc pe drum, îi întreb tot timpul, zic că e foarte bună, extraordinar de schiat. Prețul unui ski pass pornește de la 60 de lei pentru 3 ore, 80 de lei pentru 5 ore și 135 de lei pentru o zi. Un abonament de 7 zile costă 575 de lei. Față de restul părților e ok. Nu e scump. Pârtia beneficiază de un telescaun modern, având o capacitate de transport de 800 de persoane pe oră, iluminare nocturnă și un sistem avansat de pregătire a zăpezii artificiale. Întregul proiect a ajuns în total la valoarea de peste 71 de milioane de lei. Natalitatea în scădere și decizia multor tineri de a amâna aducerea pe lumea unui copil țin de costuri uriașe. Un studiu recent arată că o familie are nevoie de o sumă însemnată pentru creșterea primului copil. Până la terminarea liceului, banii necesari trec de jumătate de milion de lei, dacă luăm în calcul și rata inflației. În ultimii 30 de ani, populația României a scăzut cu 4 milioane de persoane. O explicație este legată de natalitate, iar problemele pornesc de multe ori de la bani. Noi suntem la partea de creșă grea și este foarte scumpă, adică și mergem la creșă privată. Taxa lunară, masa, doar dacă merge și, nu știu, activitățile extracurriculare. Taxa lunară cam cât e copil? Cam 1800. Și este mai greu în perioada asta rece, când, practic, răcești foarte mult și noi plătim în continuare acele costuri. Iar lista cheltuielilor este mult mai mare. Pentru un copil născut în 2024, părinții vor avea nevoie de 384.000 de lei în primii 19 ani de viață, adică până la terminarea liceului. Dacă adăugăm în calcul și inflația, ajungem la cheltuieli de aproape 600.000 de lei. Să ai copii, în primul rând, e cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat, însă, într-adevăr, este costisitor.
Eu și vorbesc poate dintr-o altă perspectivă, și anume am 3. Așa că cu unul acum mi s-ar prea ușor. Cel mai mare are 6 ani, băiețelul, fetele au sub 2 ani. Implică săptămânal costuri de lapte, praf la amândouă, șervețele umede, creme. În fiecare lună trebuie scos cel puțin un salar și ceva din buzunar. În cazul celui de-al doilea copil, costurile scad. 257.000 de lei sau 417.000 dacă includem și rata inflației. În aceste calcule intră cheltuielile cu locuința, cele mai importante: alimentația, educația, vacanțele și transportul. Primul an din viața copilului presupune cheltuieli de 14.000 de lei. Între 6 și 11 ani avem nevoie de 108.000 de lei și între 15 și 19 ani ajungem la aproximativ 100.000 de lei. Foarte costisitor, având în vedere veniturile din România, venitul minim pe economie și nu numai. Chiar de la început, de când se nasc, știm foarte bine noi părinții, avem nevoie de scutece pentru copii și toate cele utilitare. Mai apoi când ajung la creșă, la grădiniță, lista e foarte lungă. Aceste cheltuieli îi determină pe mulți români, mai ales pe cei care trăiesc în marile orașe, să aibă mai puțini copii, pe care îi nasc mai târziu. În țara noastră, vârsta medie la care femeile aleg să devină mame este de 27 de ani. O petrecere de zile mari, cu meniuri sofisticate și dans până în zorii zilei. De asta au avut parte artiștii care abia acum au sărbătorit Revelionul. Totul a fost pregătit special pentru ei, deoarece în noaptea dintre ani au muncit. Acum le-a venit rândul să se distreze de Revelionul dedicat lor. Artiști, noaptea dintre ani abia acum a venit. S-au adunat cu mic, cu mare, să petreacă așa cum nu au putut să o facă de Revelion, când cei mai mulți dintre ei au întreținut atmosfera pentru alți petrecăreți. Suntem olteni, moldoveni, munteni, din toate colțurile țării. Adunați să se distreze și să se relaxeze, artiștii au făcut excepție și au fost anfitrioni la propria petrecere. Rând pe rând și-au încântat colegii și prietenii cu muzică de petrecere, numai bună de încins hore. Să mă și petrec, să fiu cu colegi, este minunat! Pentru invitați, Revelionul artiștilor a fost mult mai reușit decât noaptea dintre ani. Cum e la Revelionul artiștilor, am în vedere că sunt și pe scenă, sunt și la Revelionul lor. Fantastic, fac un show uimitor și după cum se vede, toată lumea se distrează. Nici bunătățile gastronomice nu au lipsit de la petrecerea artiștilor. S-au pregătit peste 300 de farfurii cu delicatese, de unde nu au lipsit nici mâncărurile delicioase, ușor reinterpretate, pentru a satisface și cele mai pretențioase gusturi. Am pregătit sărmăruțe cu mămăliguță, cu ardei iute și un bacon și alături de el o friptură completată cu o salată de fructe exotice, cu un sos de ciupercuțe, cu tot ce trebuiește, cartofi, în dressing cu rozmarin, cu usturoi. În seara asta avem niște preparate și tradiționale, și de ce mâncăruri noi avem în seara asta. Pot să ți fiez. Pot, chiar dacă vreau. Și mai am un secret. Chiar dacă mănânc, mă duc și jos. Distracția artiștilor a ținut până la ziua, iar petrecerea a fost dublă, căci instrumentistul Cristi Tractor a aniversat și împlinirea unei frumoase vârste, cu tort și șampanie, alături de colegi.
În această săptămână, Mercur, planeta comunicării, tranzitează semnul vărsătorului. Vibrația este cifra 6, ceea ce înseamnă că ar trebui să vă deschideți sufletește și să fiți mai afectuoși. Iată ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie. În această săptămână, Mercur, planeta comunicării, tranzitează semnul vărsător. Sunteți deschiși către comunicare, către prietenie, socializare. Abordați viața și problemele într-un mod diferit. Ne bucurăm în această săptămână și de lună nouă în vărsător. Este momentul să vă uitați în sufletul vostru și să vă faceți un plan și intenții pe care să le îndepliniți în următoarea perioadă. În dragoste, leii și vărsătorii au parte de surprize. Vă deschideți sufletul să vă îndrăgostiți, vă deschideți sufletul să vă împăcați cu anumite persoane cu care poate nu v-ați înțeles în trecut. Abordați această săptămână cu sufletul deschis. În dragoste, taurii și scorpionii au anumite situații de rezolvat. Poate că ar fi bine să cereți sfatul fie unei persoane apropiate, fie unui consilier care să vă ghideze spre cea mai bună alegere. Gemenii și săgetătorii au planuri foarte bune pe sectorul financiar. Aceste planuri sunt aproape a fi bifate dacă vă scoateți în evidență abilitățile, dar și experiența. Pe sectorul financiar, fecioarele și peștii au o săptămână încărcată. Apar anumite erori pe care nu prea le justificați și nici nu știți cum să le reparați. Poate că cel mai bine ar fi să chemați ajutor extern. Berbecii și balanțele în această săptămână reușesc să-și stăpânească nervii și să se țină de programul legat de sport, dar și de alimentație. Acest lucru o să vă ajute pe termen lung. Racii și capricornii găsesc metode alternative pentru îmbunătățirea sănătății. Vă simțiți vulnerabil. Este important să vă creșteți imunitatea, dar și să vă schimbați modul de gândire. Vibrația săptămânii este cifra 6. Această energie vă îndeamnă să vă deschideți sufletul în relație, să fiți mai tandri, mai afectoși și poate chiar să ascultați mai mult problemele celui apropiat. Reușiți să vă faceți anumite surprize și vouă înșivă și asta o să vă ajute foarte mult pe termen lung. Animalele de companie exotice sunt o alegere inedită dacă ne dorim un prieten necuvântător mai aparte. Șerpii, șopârlele sau tarantulele au devenit atracție pentru tot mai multe persoane. Iar dovada este o expoziție deschisă la Iași, unde vizitatorii stau la rând pentru a admira peste 80 de specii de reptile și tarantule. Expoziția de reptile și tarantule a atras ca un magnet vizitatori de toate vârstele care și-au așteptat răbdătorii rândul pentru a admira zecile de specii exotice. Copiii au fost fascinați pentru că s-au bucurat de o experiență unică. Au avut ocazia să descopere viețuitoare de pe alte continente pe care până acum le-au văzut doar în cărți ori la televizor. Mai mult mi-e frică de ele, dar îmi place uneori să mă uit la ele că sunt frumoase. Bine, șerpi, nu tarantule. Mi-a fost puțin teamă că erau mari și am făcut și poze. La fel de încântați au fost și părinții. Vedetele expoziției au fost reptilele, iar vizitatorii s-au dat cu greu plecați de lângă terarii, nu înainte de a face câteva fotografii. E pentru prima dată când e la o expoziție de genul și mi se pare foarte interesant. Este foarte interesant. A fost și anul trecut și am revenit și anul ăsta pentru copii și pentru noi, că învățăm lucruri noi. Sau le recapitulăm. Fiecare în parte, și șerpi și iguanele, sunt toți, sunt interesanți. Printre exemplarele expuse se numără și cea mai mare specie de broască țestoasă din lume, țestoasa aligator. Recordul este de 183 de kilograme și sunt recunoscute pentru faptul că trăiesc foarte mult, se presupune că ar depăși 200 de ani și au capacitatea de a crește absolut toată viața lor. Piața animalelor de companie exotice este din ce în ce mai mare, sunt din ce în ce mai mulți oameni care își achiziționează animale exotice. Animalul perfect de companie ca să nu știe vecinii că ai ceva în casă. Expoziția este deschisă într-un centru comercial din centrul Iașului și poate fi vizitată până pe 11 februarie. Prețul unui bilet de intrare este 15 lei. Novak este o artistă foarte iubită de public, dar și o soție și o mamă desăvârșită. Cum reușește să le îmbine și să fie într-o formă indiferent de rolul pe care îl are, ne va spune pentru că e lângă mine. Bine ai venit, Iana, mă bucur tare mult să te revăd și mulțumesc pentru invitație.
Eu îți mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că sunt aici și mă bucur să te văd, că eu te admir foarte mult. Îți mulțumesc frumos. Noi nu ne-am mai văzut de ceva vreme fizic. Eu așa, te văd, mereu și, și eu te urmăresc, te văd. De când nu ne-am mai văzut, tu ai bifat așa multe lucruri. Te-ai căsătorit, faci parte dintr-o relație de cuplu invidiată în showbiz și asta pentru că se vede a fi iubire acolo, nu? Într-un cuplu tot timpul trebuie să fie iubire, altfel... Nu trebuie nimic, se poate să nu fie, dar în cazul din tău... Din punctul meu de vedere trebuie, fără iubire nu se întâmplă nimic. Sunt binecuvântată cu o familie frumoasă, cu un soț minunat, cu doi copii absolut delicioși. Aș cred, se vede, vedem, arătați extraordinar de bine. Mulțumim frumos. Acum câți ani v-ați căsătorit? Ne-am căsătorit acum 21 aproape, facem în toamnă. Da, 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 21. Era pe micuță, vremea aceea erai căsătorită. Chiar așa cum te-a păcălit? M-a păcălit prin muzică. La mine toată viața este legată de muzică. El a fost profesorul meu de canto la liceul de muzică din Ulipati. Deci o relație de amor între profesor și... Nu, niciun caz. A fost un an de relații între profesor și elevă. O elevă extrem de silitoare, responsabilă, dornică să absoarbă absolut tot de la profesorul ei, dar în timp s-a transformat într-o dragoste, dar într-o dragoste atât de frumoasă, unde eu eram fascinată de el ca personalitate, ca om, ca profesionist. Te îndrăgostise de profesorul tău, cam după câtă vreme? Un an, ai zis? Eu l-am descoperit ca și bărbat când am terminat liceul de muzică. Deja trebuia să dau la conservator. Era vara anului înainte de a da admiterea la conservatorul din București. Și el m-a sunat pe mine și mi-a zis: ce faci, cum merg pregătirile, cum când ai examene, nu vrei să ieșim și noi la o plimbare? Și atunci, practic, vreau să dau și la conservator. Exact, și atunci, practic, l-am descoperit. Am descoperit și partea asta. Nu cred că n-ai știut cumva că te admiră și el în toată această perioada de liceu. Nici nu mi-a pus problema. Îți spun, eram atât de silitoare. Părinții mei m-au trimis la București, fiindcă eu vin din Chișinău, din Republica Moldova, și știam că am o mare responsabilitate aici. Să fac școală, să ajung un om la înălțime, să am rezultate mari în urma mea. Eram și obișnuită de micuță. Eu de la 13 ani eram pe scenă, câștigam foarte multe premii, eram în top, știi? Foarte mult de la mine. Părinții mei cereau foarte mult de la mine și eu simțeam pe umerii mei responsabilitatea. Eu nu stăteam să gândesc tâmpenii sau să gândesc. Eram focusată pe lucrurile importante. Când m-am relaxat și când am ieșit la plimbare... A ieșit la prima cafea, fără să ne dăm seama, iată am povestit despre... În parc în Herăstrău, la terasă. Da. Prima cafea dată de soțul tău de mai apoi, Octavian. Și uite așa ați ajuns să vă căsătoriți cam după câte vreme. Rapid. După un an de zile eu eram în anul întâi de conservator și el m-a cerut de nevastă. Era mică, sincer, era micuță. Pentru mine a contat foarte mult în viață să-mi iubesc. Am visat tot timpul la un partener special unde voi trăi o iubire adevărată și dacă am simțit lucrul ăsta, normal că am zis da. Și ce, n-am greșit. Și ce din visul de atunci poți spune că n-ai bifat până în ziua de astăzi? Absolut tot. Absolut tot am bifat. Dumnezeu m-a ajutat să bifez chiar absolut tot. Îmi spunea un prieten de-al meu foarte bun că, măi, Iana, tu nu mai ai voie să-i ceri lui Dumnezeu nimic, fiindcă deja ți-a dat tot și, într-adevăr, mi-a dat tot și mulțumesc mereu pentru lucrul ăsta. Dar trebuie să existe totuși în cuplul acesta al vostru care durează, iată, și felicitări pentru asta, bravo pentru asta, în cazul în care sunt oameni invidioși pe asta, deși n-ar trebui să fie, să știe și de ce sunt. Trebuie să existe și momente, să zic așa, un pic mai tensionate. Nu vă certați totuși, momente zău. Tensionate, avem în permanență. Sigur nu tensionate. Noi suntem două personalități extrem de puternice. Doi artiști care realizăm lucruri destul de mărețe.
Și atunci avem păreri diferite, avem idei, avem, ne impunem puternic punctul de vedere. Câteodată mie nu-mi convine, nici lui nu-i convine cum vin eu și prezint alte aspecte. Deci voi aveți certuri pe considerente artistice. Exact, profesionale. Ce, îți spune cum să cânti sau tu cum să cânti? Neapărat vis-a-vis de management, tot felul de chestii de organizatorice, știi? Având în vedere că amândoi ne pricepem la ceea ce facem și suntem foarte bine pregătiți pe domeniul nostru, normal că avem discuții. Dar proiecte împreună, să câștigați amândoi din același proiect. Exact, dar noi absolut tot ceea ce facem, facem împreună. Și asta vreau să spun că, sigur, asta e ca un sfat pentru tinerii care ne privesc. Este normal să fie așa ceva într-o familie. Nu poate fi doar lapte și miere și nu aveți de ce să invidiați, fiindcă o familie și o relație se ține cu foarte multă muncă. Da, da, are parcursul fericit pentru că și îl face așa, mă exact, gândesc. Și trebuie să-ți dorești enorm să fii lângă acea persoană. Partenerul, trebuie să ai parte de un partener înțelept care și el să lupte pentru dragoste și pentru armonie. Indiferent de certuri, ținta e aceeași, fericirea în cuplu. Dintre proiectele voastre fericite, iată că au apărut și doi copilași extraordinar de frumoși, cea fetița 10 ani, de 10 Erica ani... Erica are 10 ani și Alexandru 4 ani. Și Alexandru anișori. 4 ani. Vă moșteneți talentele artistice? Amândoi. Da? Amândoi. Ericuța face școala de muzică, cântă la pian absolut superb, cântă cu vocea foarte, foarte bine și are un auz impecabil. Alexandru e micuț, încă nu ne-am dat seama foarte bine, dar ne-am dat seama că are o ureche. Dar are o ureche foarte bună și în momentul în care aude muzica adevărată, ridică așa mânuțele și trăiește și apoi pleacă. Mai avem foarte puține secunde. Proiect cântat în? Proiect absolut special. Pe 6 martie la Sala Palatului vreau să vă invit la un concert dedicat femeii întru totul. Orice femeie frumoasă. 6 martie. Da, Iana ne va încânta. Eveniment. Alături de niște invitați absolut speciali, orchestra sinfonică de marele dirijor al României, Iosif Prunăr. Va fi și Eugen Doga alături de mine, marele compozitor al secolului. Acolo vom fi. Monica Angel. Și vreau să vă invit, vreau să invit doamnele, mamele, bunicile și pe domn care să ofere acest cadou doamnelor să fie ca să știe ce-și doresc doamnele. Exact. Iana, îți doresc mult succes și te felicit pentru toate realizările pe care le-ai avut până acum. Abia aștept să ne revedem. Te aștept pe 6 martie la Sala Palatului. Să știi că vin. Mulțumesc foarte mult. O minte sănătoasă locuiește într-un corp sănătos, iar pentru un trup sănătos, cel mai bun aliat este sportul. Tot mai multe persoane încep să adopte mișcarea zilnică drept stil de viață, iar unul dintre cele mai căutate sporturi la această oră sunt karatele. Cei care practică antrenamente de acest fel se bucură de beneficii pe toate planurile fizice și psihice. Așa începe o ședință de karate Kyokushin. Disciplina este una dintre ramificațiile artelor marțiale care se bazează pe o dezvoltare paralelă a trupului și a spiritului. Față de alte sporturi, am constatat că antrenamentele conțin nu doar tehnică, circuite, jocuri, ci și tehnici de meditație și de respirație interioară, ceea ce te ajută să ai simțurile mereu treze. Cursanții sunt încântați să descopere că antrenamentele nu se rezumă doar la antrenarea condiției fizice. Gabriela este magistrat de profesie și practică acest sport de 9 ani. Simte că în toată această perioadă s-a transformat ca om. Sunt un om foarte calm și liniștit și eu știu că această stare provine din practicarea artelor marțiale. De asemenea, te ajută foarte mult acest sport să dezvolți stăpânirea de sine. Tânăra nu este singura care și-a dat seama că acest tip de arte marțiale înseamnă mai mult decât tehnici de apărare. Pentru sănătatea noastră mentală, pentru interiorul nostru, puternic fizic, deci nu are niciun minus.
Karatele Kyokushin este un sport care s-a dezvoltat foarte mult în România ultimelor decenii, pentru că este o formă de arte marțiale care te ajută să stăpânești la perfecție tehnicile de apărare, este adesea frecventat de doamne și domnișoare. Fascinația sportivilor pentru Karate Kyokushin este atât de mare încât zilele acestea a fost organizat în vestul țării cel mai mare stagiu de kumite din țara noastră. Acea ramură a artelor marțiale care presupune lupta corp la corp. Toți care pornesc pe calea asta își doresc să facă toată viața, nu doar pentru competiții și pentru diplome și cupe, ci în primul rând să ajungă să se cunoască pe ei înșiși mai bine, să ajungă mai puternic, să ajungă mai vesel și sănătos în primul rând. Antrenorii îi sfătuiesc pe părinții care își doresc ca micuțul sau micuța lor să participe la acest sport să îl înscrie după împlinirea vârstei de 6 ani. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații ale zilei de pe site-ul nostru știrilecanalde.ro. Dacă aveți însă o știre pentru noi, vă așteptăm cu imaginile și pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753123133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine de la ora 12, dar diseară de la ora 19, principalul jurnal de știri cu Cristian Sabah. Să aveți o zi frumoasă, pe curând! Până mâine dimineață avem în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului. Vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 70-100 de km pe oră, iar în Transilvania, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, viteza vântului va atinge 65-75 de km pe oră. În Crișana, Maramureș, Dobrogea, local în Banat și Moldova și în restul Olteniei și Munteniei, vor fi intensificări locale și temporare, cu viteze în general de 55-60 de km pe oră. În zona de munte, temporar, vor fi precipitații moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat. Vor predomina ploile, determinând topirea și cedarea apei din stratul de zăpadă, iar la peste 1700 de metri va ninge viscolit. Iar în zona înaltă, la altitudini de peste 1700 de metri, a Carpaților meridional și de curbură s-a emis cod portocaliu de viscol. Vântul va sufla tare, cu rafale de peste 110-120 de km pe oră, va fi viscol și vizibilitate foarte redusă. Astăzi vremea se va încălzi. În nord-vestul, centrul și nordul teritoriului, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Temperaturile maxime vor fi de 17-18 grade. Iar acum să vedem cum va fi vremea în fiecare regiune. În Muntenia se anunță o zi mohorâtă, dar cu temperaturi ridicate pentru nivelul perioadei. Cerul va fi predominant noros. Vor fi 17 grade în Călăraș și 16 în Ploiești. În Transilvania, ziua de mâine aduce puțină ploaie. Se vor înregistra 11 grade în Sibiu, 9 grade în Brașov. Nici în Moldova, soarele nu prea va ieși din nori și va continua să plouă slab în unele regiuni. Termometrele vor indica 16 grade în Galați, 11 grade în Piatra Neamț. În vestul țării, cerul va fi mai mult înnorat și vom avea parte de ploaie pe arii restrânse. Maximele ajung la 14 grade în Reșița, 15 grade în Timișoara. În Oltenia, norii vor acoperi cerul, iar maximele ajung la 17 grade în Craiova, tot atâtea și în Slatina. În Dobrogea, valorile termice sunt în creștere față de ieri, iar cerul va avea parte și de câteva raze de soare. Se vor înregistra 15 grade în Mangalia, 16 în Tulcea. În capitală, vremea se va încălzi, însă norii continuă să se arate pe cer. Temperatura maximă va fi de 18 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre seară. La noapte, cerul va fi plin de nori, iar vântul va continua să sufle slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 6 grade. Mâine se anunță vreme anormal de caldă, atmosferă însorită și o maximă de 19 grade. La munte, vremea va fi rece. Cerul va avea înnorări temporare și local va ninge și va ploua. În Sinaia se vor înregistra 2 grade, iar la Stâna de Vale 0 grade Celsius.